Slăviți să fie Domnul care a pregătit încă de la întemeierea lumii paradisul. Mai că încă nu l-a descuiat. Că vrea Dumnezeu să intrăm toți pe ta. Ne așteptăm și ne așteaptă El. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Să vă dea Domnul tuturor la îndurare să puteți intra acolo. Amin. Potrivit cu tema care mi-a fost propusă pentru această seară, vom vorbi despre persecuția Sfinților. Mi-au amintit cu ceva în urmă fratele neluistrate și sora Sibida, băiatelor mai mari în Rus. Avea așa poate vreo 12 ani și în față să cânte și a zis, fiți atenți că la cântarea asta se plânge. La lecția asta nu când se plânge. La lecția asta atunci când se trăiește, se plânge. Dar așa cum s-a cântat și cum toată istoria de până aici a descris traiectoria, cum spunea Apostolul Pavel atunci când a fost bătut cu pietre, în prima călătorie misionară și-au crezut că e mort, a adunat pe ucenici și le-a spus că e în fapte patru, că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Apocalipsa, ultima carte care se încheie canonul Scripturii, a fost scrisă de un om persecutat, exilat. La bătrânețe, la 90 de ani, fiind închisoare, fiind exil. Dar, îmi spune un vers a fratelui Dresi Giuchici, dar dincolo de acest sculptor, de acest babilonean formal, iar fericirii viitoare, cerul slavei, fără nor. Aș vrea să observăm mai întâi motivul pentru care apare persecuția. De ce sunt persecutați? Actualmente, pe loc, cea mai persecutată religie este creștinismul. Deși sunt atâtea religii cu altele, deși mai sunt persecuții între ei, că musulmanii mai persecută pe creștini și pe toate alea, sau invers, pentru că lumea asta stăpânitorul este diavolul și biserica este a Domnului Iisus. Și aici este marea dușmănie pentru grădina Edenului. A spus Domnul Evei, șarpelul tău dată, o sămânță ei, îți va zdrobi capul. Și tu vei cu capul cu el. Diavolul a aflat că de atunci, că prin noi îi va veni pierirea. Spune Pavel la Roman, capitolul 16, 20, că Domnul va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Vă rog, rețineți un prim adevăr, să nu spunem prea mult, pe cât le spunem și le țineți minte, de aceea țineți minte și copiii care înțeleg ce pot începe de astea de aici, băieță. Toată persecuție este legată de numele Domnului. Dacă n-am purtat numele Domnului, dacă nu ne-am unit cu El, n-am avea treaba diavolul și lumea cu noi. Să vă citesc câteva versete care evidențiază acest adevăr. Spunea Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 9. Atunci vă vor face să veți chinuiți și vă vor omorâ și veți chinuiți de toate neamurile pentru numele meu. De aici, din Sfântul scrie că în fapte, în capitolul 16, că lucrarea misionară în Europa noastră a început cu niște femei, evanghelizare în aer liber, un botez, o vizită într-o familie, prime femei care s-au botezat, Lidia, dar imediat a venit persecuția. Și citim aici, în fapte 16, versetul 18, că roaba aceasta a strigat după Pavel și după ceilalți că se rog lui Dumnezeu, Pavel din Căfite, a zis, în numele Lui Iisus îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei, că s-a dus de regăsimului lor, au pus mâna pe Pavel, pe Sila și au trecut în viață în fruntaș. De ce? Pentru că numele Domnului Iisus a făcut acolo o lucrare. Și cum știți,
Dumnezeu a intervenit printr-un miracol și au fost scăpați. Dar până la urmă și apostolul tot prin martiraj antiantreț. În cartea Apocalipsei, de asemenea, scriindu-i bisericii din Sardis, mă refer la relația noastră dintre Domnul Iisus Hristos și noi, în Apocalipsa 2, versetul 10, nu te teme nici de cum ce ai să suferi. Iată, diavolul a să arunce temnițelor din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da corona vieții. Persecuția, suferințele de se identifică cel mai mult cu Domnul Iisus Hristos. El a fost primul martir din seria creștină. Noi spunem că a fost Ștefan dintre ucenici, dar Domnul a fost primul martir. Și seria este lungă și va dura până se va încheia un număr. Vorbim aici de martir. Dar pe lângă martir, sunt mulți care suferă alte forme de persecuție. Că nu toate se soldează cu moarte. Aș vrea să vă citesc ceva din Filipeni 3 și să ne luăm un angajament, dacă vreți, să avem o atitudine corectă. Se spune că în primele viață, atunci când oamenii erau obișnuiți cu martiratul, doreau să moară. Despre Origen, cel mai fecund dintre părinții bisericii, care a scris foarte mult, s-au păstrat toate, se spune, dragi copii, că părinții au ascuns încălțămintea ca să nu meargă să moară. Era vrut să meargă cu copilul ei să moară. Atunci ce zică? Filipeni 3, citeți la versetul 10, spunea Apostolul Pavel în dorința lui de a se uni cu Domnul Iisus și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Pentru că Domnul i-a spus încă de la început, scrie în Fapte 9:16, ce are să sufere pentru numele Domnului. Vă amintiți lista aceea cât a suferit El? Noi ne socotim, trebuie să ne socotim privilegiați. Am fost plecat zilele acestea și într-o zi, am predicat de mai mulți ori și asta e drept, este oboseală în plus. Când am ajuns la o a treia biserică seara, probabil cum m-au văzut frații, zice fratele Iosific, tare obosit, mai cântăm o cântare două, să-și mai revină puțin. Apoi, dacă asta ne se pare că e o puțin oboseală, dacă așa suferința, cum s-o pun? Pentru că asta e ceva mult mai greu pentru numele Domnului. Spunea fratele Simeon Man, atunci când în tinerețe, așa ca voi, eu aveam 15-16 ani, au venit și au arestat undeva în nordul țării, l-au fugit tot. Vedeam. Și a rămas dumneavoastră, că era din casă și cu fratele rus Elisei, care venise să misioneze de la Bistrița. I-au arestat pe amândoi, i-au dus, i-au bătut, i-au legat cu picioarele sub de grindă și-au dat pe ei noaptea aceea, au luat mai multe câte de alurmă, de carpă, de ce-o fost. Povestea fratele când avea 99 de ani, zice, știu că știam că trebuia să se rupă o bâtă. Care de alurmă se rupeau mai repede, care de carpă îmi țineau mai tare. Țineau bătut până s-au obosit. Și apoi zice, ne-am lăsat așa însângerați într-un grad rece. Și pe dimineața au venit la ei și au zis, mai trăiți, mă! Și bătrânul a zis, da, că noi am fost mai tare decât voi. Măi, cum ați fost mai tare decât noi, că noi v-am bătut toată noaptea și voi nu ne-ați dat o palmă? Fratele a zis, da, dar noi am rezistat. Voi v-ați obosit, dar noi n-am obosit să rezistăm, să răbdăm. Dragii mei, trebuie să știm, insist pe ideea asta, că orice
Hulă, copiii care au primit la școală, așa, asta e ceva, un fel de soare la ureche, să spune cineva, pocăitul. Să se dea o palmă și să dar din gură, sau cum s-a întâmplat la o fetiță din asta, cum era pe vremea comunistă, că au scuipat-o la grădiniță și i-au tras jos baticul din cap și a venit plângând acasă la mama, că ce mi-au făcut. Și mama a învățat-o corect cu lecția în seara asta. Noi trebuie să ne învățăm, să ne unim cu Domnul Iisus Hristos, să acceptăm suferința. Suferința denotă că noi suntem cu El. El a suferit. A venit în lumea asta expre ca să moară. Și le-a spus ucenicilor săi ce îi așteaptă. Să vă citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 16, cuvintele Mântuitorului nostru, versetul 1 și 2, v-a spus acest lucru pentru ca să nu fie pentru voi un greș de cădere. Au să vă dea afară de sinagogi, vă încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că atunci o slujbă lui Dumnezeu. Cu siguranță că ați auzit din ei momentul când se ardeau pe rău creștini, da? Și se spune că pe lângă un rug a trecut o bătrânică, avea mergeam, a luat și ea niște pare, să pună acolo să se ardă mai tare, ereticul. Cel de pe rug care în gălirea morților a zis, o, Sfântă Naivitate! Credeau că atunci o slujbă lui Dumnezeu a zis. Dar asta rezultă din relația noastră cu Domnul Iisus. Și vă rog, rețineți, ca o a doua idee, nu doar că noi purtăm numele Domnului, problema care naște persecuție în anumite vremuri, în potrivire tot timpul, este că noi vestim numele Domnului. Avem o mărturie. Știți când ne-au bătut pe ucenici, când au început persecuțiile? Ce le-au poruncit? Știți, fetele? Noi vă lăsăm ca să noi pomeniți din numele ăsta. De ce o despre dar noi nu putem să ne vorbim. De vremea comunistă, care avem câțiva anișori, că și mi-am fost tineri vremea aceea. Spuneau noi, tu duci pocăiță, că dar nu mai spune la alții. Da, dar pe noi Domnul ne-a trimis ca să proclamăm numele Său. Asta naște persecuție, dar acesta e mandatul nostru. Spune Apostolul Pavel, vă citesc din Coloseni, din capitolul 1, versetul 24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinește și lipsește suferințul Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Noi suferim pentru că trebuie să depunem o mărturie. Iată ce spunea Domnul, vă citesc în Luca, în capitolul 21, referitor la aceasta, versetele 12 și 13. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vă vor da până la sinagogilor, vă vor arunca tentițe, vă obdânea trecătorilor, de-a trecătorul apăraților, din pricina numele meu și scopul. Aceste lucruri vi se vor întâmpla, ca să fiți mărturie. Pentru că Evanghelia aceasta se ajungă până la martirile Pământului. Să ne dea Domnul har să nu tăcem. Scrie la Filipeni, capitolul 1, oamenii din vremea aceea, deși au văzut cum fraților sunt încarcerați, au fost mai motivați. Filipeni 1 cu 12. Vreau să știți, fraților, că împreunării care mă găsesc mai degrabă o fragmentare Evangheliei. În adevăr, în toată curtea mărătească și pretutind din aiurea, toți știu că se pus în lanțuri pe pricina lui Iisus Hristos. Și acum frumusețea. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vorbească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cum vă zic? Unii arestați și ceilalți mai curajul să predice. Bună dreptate se spune că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Astăzi am auzit pe cineva spunând la o voluntare că a predicat un american la o adunare de 1000 de tine și a zis, n-aș vrea să fiu de vârsta voastră.
fratele lui, ce vrea să spună? La ce vremuri v-ați născut? Ce urmează de acum? Sunt într-un fel, ca ușor de bătrân, încet, încet scap. Și eu la rândul meu, nu odată m-am gândit la voi tinerilor. Că uneori așa e mai bine să vă criticăm și să vă condamnăm, că nu sunteți pocăiți cum trebuie, așa e mai bine nou, cu toți cu telefoane, cu Facebook, cu joacă, cu distracție. Și ne vine să zicem, măi, dar pocăiți-vă mai îndeaproape. Da, dar după aceea când mă gândesc ce o să vină, nu? Știi cum mă uit la voi? Lasă să mai doară un pic, după ce să-ți la greu la aia. Dar am încredere că Dumnezeu vă va sfârșiri. Că nu noi ca părinți vă putem întări. Dumnezeu nostru cel mare, Iisus, făgăduințe de la Duhul Sfânt, că Dumnezeu va ridica dintre tine proroci, predicatori, și unii vor plăti cu viață mărturia lor. Păi să nu vă temeți, că numai unii vor plăti, numai unii vor anume. Este care scapă, cum spunea un frate din Rusia, deci. S-o luată la un capă, s-o tras cu pușca. Ba, foc, foc, foc. Măi, când au luat la mijloc de acolo. De la acela capă s-au apucat cu baionete. Și pe când o vine la mine, zice, o vine la mine, trebuie să fug. Nu au fost nici rost, pentru că nici baionete s-au fi de mine. Ca așa se vine la 21, că a zis Domnul către Petru, tu vină după mine să-ți arată ce moarte e să mori. Și întreabă de Ivan, dar cu ăsta ce-a fi? Și de ce-i treaba ta? Tu, vină după mine. Așadar, dragii mei, nu uitați aceste două idei. Noi suntem persecutați pentru numele Domnului Iisus. Și în al doilea rând, noi suntem persecutați pentru că propovăduim sau proclamăm numele Domnului Iisus. Vreau să rețineți că în vreme de persecuție se cerne poporului Dumnezeu. Îmi spunea un episcop din Ucraina. Am zis, ce pot să-mi spui de pe vremea când vă ducea în Siberia și libertatea de acum? Am zis, frate, atunci nu puteam să avem o adunare. Nu exista cor, nu exista nicăieri orchestră. Dar zice, câți erau pocăiți, erau pocăiți, că nu risca nimeni să facă cu pocăitul. Că era ta Siberia. Acum, deci avem adunări, orchestre, coruri, dar ca cine știe câte spocăiți că de la asta e diferența. Și tot au fost mesaje din partea lor, în fratele tot oraș, din patru colțuri a Pământului. Și mă gândesc, ce înseamnă din patru colțuri? Și am înțeles, înseamnă pe tot Pământul. Va veni o cerere. Pentru a spune că a fost că vine o sintă, o a doua sintă, o a treia sintă. Vreau să vă citesc din Scripturi, în ce privește cernerea, cum se produce asta. De ce nu am Luca 22 de la 31? Care să spunem așa, că aici într-un fel a început persecuția, că a început cu Domnul Iisus persecuția, tot a început el de toate are întâlnit. Matei 21, 31, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearte ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și Petru îi spune, vestrește-i, Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Dragii mei, dacă ar fi să facem o listă în seara asta, cine crede că este în stare să meargă în închisoare pentru Domnul Iisus să fie martir? Dar cine știe ce ar fi pe lista aia, mă? Cât să trec, cât nu să trec? Poate s-ar trece care ne teme, care zice că nu se trece și altul care nu s-ar trece, ar exista. Dar pentru a zis, eu mă trec primul pe listă și dacă ăștia pică, rămân eu, șef de grupă. Domnul îi spune, măi, dar atunci a fi o cernere grea, Satana a cerut 10 ani. Și nu a pus nimeni mâna pe el. A fost la discuțiile repetate din noaptea aceea. Dar când l-au văzut pe Domnul arestat, cum îl băteau, și a fost în inimuța lui, cum zice românul, eu nu știu. Dar au încercat să se ascundă, știi ce s-a întâmplat, nu? S-a jurat, s-a blăstămat, că nu-l cunosc, cum a spunea că te-ai învățat, ești pocăit, eu nu-l am dat așa mamă.
Și încercam să scap. Și când i-a aruncat Domnul o privire, când vedeți, dacă spui că nu ești al Domnului Iisus, scap, nu? Toate persecuția e legată de El. Că nu ești cu El, nu ești cu El. Stai la foc. Dar când a văzut privirea Domnului, ești afară și a plâns oama. Da. Atunci a dat seama. Și când vine cernerea aceea, vă citesc din Matei, din capitolul 10, ce se va întâmpla. Și a mai fost asta în istorie și va mai veni. Matei 10, de la versetul 21, fratele va da la moarte pe fratele său. Se spune că soția fratelui Traian, Domnul îl torna la securitate. Măi, dar eu nu-l duc, că cine știe cum va fi înșelat? Tatăl pe copilul lui, în Mauritania au fost niște frați la lume în vizită și tocmai recent, un tată își arsese fica, asta acum 2-3 ani. Acolo nu există fel de biserică nivel. Se aplică șaria legea aceea dură islamică. Se adună credincioșii numai în grupuri decâte 7. Și ea era dintr-o familie mai străită din capitală și s-a dus cu un taxi la o întâlnire din asta secretă și a uitat poșeta în taxi și taximetristul bate, a dus poșeta acasă la tată său, că știți că la musulman nu se fură, că dai mâna. Și tatăl său, când a deschis poșeta, a găsit Biblia. Și când a venit fata acasă, el era șef cu propaganda acolo. A ars-o familia și-a chemat ceilalți. Așa scrie și iată că s-a împlinit. Cum nu și-ar fi dorit și tânăra aceea să se căsătorească? Da, dar ea este mireasa Domnului Iisus pentru vece vece. Vine mai departe. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Mi-a povestit fratele Mihai German de la Ciubei din Ucraina. Mă spus, frate, eu am vorbit cu o soră care mi-a spus așa. Eu am pregătit cu băieții moartea bărbatului meu. Săpam cartofi, erau vreo adevărat cartofi și ne-a spus, doi băieți, cu tată tău copăit, voi n-aveți viitor. Era vremea comunistă, la Rușa a fost mai strica la noi. Când intră în groapă să așeze cartofi, eu îi dau cu sapa în cap. Și l-o îngropăm. Numai că nu i-a fost dat să moară. Și ne-a diavolul în capătul rândului, a trăstit-o Dumnezeu pe ea și oamenii se gai, băgați-o în pământ să iasă prea afară. Și-a băgat-o în groapă, s-a turnat o capă afară. Și povestea aia, a fratele care mi-a povestit mie, că acolo îngropată în pământ m-am pocărit. Măi, ce-am vrut să fac un armat. Ei, unii scapă, dar alții au fost pedepsiți. Spunea un frate, i-a spus soției, era proroc, i-a spus pe când trebuie să moară ca martir. Așa de exactitate i-a spus Domnul, încât s-a spălat, s-a îmbrăcat și a zis, vor veni să mă arestezi. Și soția i-a spus, dragă, dar te vor aresta? Nu, Domnul a spus că plec. Au venit, l-au arestat, l-au dus câteva vreme și ce sunt nervat aia doi care erau ori trebuie să-l aresteze, s-a întors un dânaj, ai venit ca destul. Nu te parcă de casă. L-au luat și l-au înroc. Nu înțelegem aceste fenomene. Dar se pot întâmpla, citesc mai departe aici, deci 22 vestii urâți de toți din pricina numele meu. Se v-a spus de la început. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi întuit. Domnul aici citesc de la versetul 35, am venit să desparte fiul de tantă, pe fiică de mamă, pe noră de soacră, omul va avea ca vrășmaș pe cei din casa lui. Cine iubește pe tatăl, pe mamă, mai mult decât pe mine, este vrednic de mine. Cine iubește pe fiul, pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și asta e timp de martiraj, în mod deosebit. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și au fost situații.
și nu vreau să sperii pe nimeni, dar au fost torturați copiii înaintea lor. Și am citit eu mărturii cu numele, când copiii au spus părinților, și ce te doare mai tare cu părinții când să-ți vezi copilul se cerat înainte. Tata, să nu te nevezi! Dumnezeu să învrednicească pe toți copiii săi. Amin. Să poată să rămână tare, să nu se teamă. Dumnezeu să ne dea izbânda de care au nevoie. Amin. Eu, cum vă spuneam de la început, la lecția asta se plânge când o trăim. Dar să știți că atunci când este vorba de Sfinți, și asta spun pasat pe cuvintele Mântuitorului și trec la o altă idee. Atunci când oamenii ne urăsc, ne putem aștepta să fim prigoniți de cei dinăuntru, să fim vânduți, să fim torturați de cei cândva dragi. Ni se face o făgăduință specială. Că Duhul Sfânt va fi cu noi, va fi peste noi și va vorbi prin noi ca prin proroci. Vă citesc Luca, de la capitolul 21, de la versetul 14. Ceva ce a spus Domnul Iisus, că să nu uităm. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai din ce vă răspund. Am și eu aici o schiță, eu la studiu mai pregătesc câte o schiță, așa, la o vreze copilnită, nu pregătesc. Dar atunci n-avem cum să ne facem schiță. Încă Domnul ne-a spus să ținem minte ideea asta, să nu ne spunem noi, noi așa o să pregătim să spunem, știi? N-ai cum și ce să spun. Eu, să zic așa, n-am fost persecutat. În școală mi s-a mai văzut joc de mine, că era singurul copil. Mă o să zic un moment, așa, poate v-am povestit cum te spun. M-am botezat în 14 august 1984. În 14 august 85, adică un an mai târziu, am ținut o zi de post. Și seara, după ce am mâncat, aud că strigă ofițerul de la contra-informație, profesorul colonel Dina Ioan, căutați-l pe Anca și aduceți-l la mine. Intră acolo, mai era un capitan și zice, ia loc. Scoate o țigară, deci ia o țigară și pune. Dar știți că nu pomesc, că sunt pocăit? Da, de unde? Au ieșit acum, dinainte, dar l-au pocăit, dar era mai pocăit ca mine. Unul poși care vrea de mai așa. Și l-au fumat. Nu cred că o fumat. Ce? Nu fumez? Mi-a spus regulamentul de ordine interioară, care știți din armate, o cărturie roșă, așa, cam de mărină asta, și îmi caut articolul și scrie neexecutare ordinilor militare, se pedepsește cu batalion disciplinar, așa și așa. Nu execuți ordine. Cred că am zis de 50-60 de ori, execut, dar nu fumez. Nu băgați țigara pe fură, mă întins, mă înnervat, și se la mine, nu m-au bătut. Așa s-a înnervat, unde mi-a luat o postilă, mă doare capul, mai pot pus. Am întâlnit pe rând, da. Exact așa, după ziua de post, cred că Domnul m-a întâlnit ca atare. Și după ce m-au ispitit ei, cum au putut ei așa, și bacul cu una, bacul iaua, deci sunt iată cum avea niște responsabilități la fel de seara. Alții au fost bătuți. Îmi spunea o frate, grecul Vasile, cum a fost pus în un bilet. Înțeles că asta e operație dureroasă. Eu l-am auzit cu urechile mele pe fratele Holocaust, din Camica, spunând, când m-au bătut, m-au zburat toți dinții din mână. Au zis, știți ceva? N-am simțit nici cea mai mică durere ca și cum ți-ar trage un măsea așa de copil. Și a fost un har peste mine, o așa bucurie am avut, încât nici la prorocie și la predică n-am simțit atât de puternic harul lui Dumnezeu. O să fost după aia când m-au bătut și au simțit. Au zis, ne-a dovedit Dumnezeu atunci. Și s-am ajuns în închisoare, ca un pocăit care știa ce scrie Biblia, a zis, Doamne, Petru, ai trimis un înger și l-ai scos de acolo. Că fac așa o mică paranteză. Mă nimerăm cum a trecut Domnul prin Ferenț după Viene, așa-i? Vă spun altă minune. La Domnul Iacu să treacă prin Ferenț, că avea un trup nou. Dar cum a scos pe ucenici din închisoare pe toți 11, fără să deschide ușa să vadă păzitorii? Pe unde a scos? Că ăștia erau trupuri de carne, nu? Ăștia pe unde a scos?
Nu știu cum i-a spus. Și ne vin la fratele Robert și se ruga, se ruga, Doamne, trimite îngerul că mi-ai trimit la Ierusalim la Petru să mă scape. Și în timp ce mă rugam cu foc, văd că vine un înger spre mine. Mă-i bucuros cu cât de mare că mă scapă. Și zice, pe când se ajungă la mine, nu mă văd o mână din lateral și zice, nu acum, peste 8 ani. O mână are o fost mai mare. Dar nu mă atât am gândit cu Dumnezeu. Astea sunt măsurate de El. Am citit despre alții, erau în boxe vreo 20. Judecătorul pronunță sentința. 25 de ani închisoare. Și fratele prorocului pe ei spune, stați niște fratele, patru ani. Că să zic, 25! Ăsta, sub puterea Domnului Spiritul, după 4 ani vin la dumneavoastră. Și a venit grațiere. L-a căutat pe judecător. Și-a spus, domnul judecător, otovarășul merea la ei. Cine pronunță sentințele? Dumnezeu, tot ce nu-i mai cer când a fost românii noștri duși la Cernău și-au fost prorocie către unul a zis, ție să vă ia cheile pușcăriei. Păi, sunt prorocer, l-au deținut că-i dă cheile pușcăriei. Dar știți că atunci când s-au întors frontul, au dat dreapte de cheile la copii și voi, ia tu cheile, întinzi că o zești pe ai tăi și apoi fugiți și le dați acolo la ceilalți. Că așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Dragii mei, rămânem liniștiți în mâna cea bună a Domnului, că scrie mai departe aici. Să vă dau un mic exemplu în privința asta, dacă citesc în Victor, pasajul Luca 21, versul 15, când vă voi da o gură și o înțelepciune care nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Poate aș fi în cartea Apostolului Banatului cu fratele Ștefan Neac, când a văzut la corporat în fața unei comisii de la partid, de la primărie, de la armată, le-a predicat vreun ceas. Și n-au putut să-i stea împotrivă așa de vorbea. Că Dumnezeu are toată înțelepciunea mărit să fie Dumnezeu. Să nu trebuie. Dar pentru asta, cum a zis Domnul către Petru, băi, nu m-am bucurat mare, nu te la rugăciune. Povestea fratele Morac Sonel, de la Rădăuță, că dumneavoastră îi trăiește. Măi, zice, m-au chinuit în felul roșu, avea și eu mulți copii, răspundea de o doamnă mare de lucrare și a spus, îți dăm drumul dacă fărăști numai pe unul. Spune, Doamne, dar cum să fărăsc eu pe unul? Și se roagă, se roagă și Duhul Sfânt îi spune, zi numele ăsta. Doamne, cum să zic că suntem un colaborator cu care am adus bine? Cum să zic? Zi numele ăsta. Și spune, iată pe putare, și-i dă drumul. Păi, și vine împărarea păstrie, Doamne, am făcut pe Iuda, am vândut pe un frate. Și repede să afle, să-l pună cu mantelă pe frate și nu a primeaște vestea. Și-o murit zilele astea. Măi, te-am zis Duhul Sfânt să-l dea pe ăla, că l-au murit, că alții nu au avut în familie seara, l-au spogăiți, dar caută și judecăte cu el. Am dat doar un simplu exemplu, așa că Dumnezeu știe ce și cu fratele Brun, prea spune în cărțile lui, că punea să-l întreba una și el zicea ce îi vine aminte. Domnul să dea biruință tuturor. Amin. Fac aici o mențiune. Este ceva ce a spus Domnul. Vă citesc din Matei 10. De la versetul 17. Păziți-vă de oameni, hai de la 16, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Păziți-vă de oameni și pe vor da necăcata sobor și vor bate în sinagogile lor. Și 23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Adică nu este interzis, dacă poți, fără să te lege de Domnul, să eviți persecuția, să te duce la altă parte. Să te ascunzi de el. Martin Luther, o vreme, a fost ascuns de părinții germanici. Dar, repet, fără să te lezi. E îngăduit să fie atunci cum am venit aici în Sirens, ca șerpii fără vină ca porumbei. Spuneau frații că
Două cazuri îmi vine minte, eu oprit și l-am estecărit la Arad. Cineva, ca să nu-mi bară de vină, o da ceasul cu o oră în urmă, știți, ca să poată sta mai mult. Și poliția i-a așteptat și a întrebat pe conducătorul, l-a chemat a două zi, băi, de ce n-ați încheiat după cum e orarul? Ce să spună, frate? Și de Duhul Sfânt, dintr-o dată, și zice, dar știți că noi ne rugăm cu ochii închiși, așa, hară, frate, nu s-a uitat nimic la acest. Când ne-am uitat, repede am plecat acasă. Mai e ceva, nu? I-am întâlnit pe alții, veneau noaptea de la părtășie în rugăciune. Băi, unde ați fost? Deci noi avem un frate mai mare care a murit. Și noi suntem mulți. Și ne-am adunat acum să vorbim despre moștenie. Înțelegeți-ne. Ăștia nu s-au prins că fratele mai mare care a murit din Domnul Iisus și noi vorbim numai de moștenire când ne întâlnim. Nu ați cedat de drumul că o rămână casă în familie. Dar noi avem bucurie că Domnul ne-a mântuit sufletele. Slăviți-i fie Dumnezeu. Am aflat mult din istorioare astea din Ucraina. Spunea tot fratele ăsta Mihai Gerbat, un securist. 15 ani ne-a căutat. Voi eu petrec noaptea cu motocicleta prin Polonia. Spunea, îi găsesc eu pe ei. Într-o zi, o femeie care lucra la câmpul din familie de pocăiți a zis, știi cum îi găsești? Numai dacă îi lasă Duhul Sfânt. Dar ce-i cu Duhul Sfânt? Duhul Sfânt îi protejează și spunea, frate, de mai multe ori m-a strigat Duhul Sfânt. Plecați! Și odată am zâmbovit. Și ne-a zis pe aceea să ne prindă. Că totul este numai cu mine îngăduit de sus. Măriți să fie Domnul. Trec un om de minuni din astea să scăpăm și persecuții mă ușoară. Astea au fost și vor mai fi, dar în final se pregătește una foarte puternică. Se va instaura acea fiară combinată despre care vă citesc din cartea profetului Daniel din capitolul 7, 8, 11. Dar vă spun de acum îndată că nici în cazul acela, dacă o fi noi pe acolo, să nu ne întâlnim. Daniel, capitolul 7, spune Scriptura aici, de la versetul 21, am văzut de asemenea cum corul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Asta înseamnă martiraj, moarte, oprirea oricărei activități religioase. Până când a venit cel bătrân de zile și a făcut dreptate sfinților, cel încarnat, a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Pe 25, cineva nu știe, vorbe de bună, potriva și lui preanalt, va asupri pe sfinții lui preanalt și se va încumeta să schimbe vremii și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui. Știți ce a spus Domnul Iisus către Pilat? N-ai avut nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. O vreme, două vreme, o jumătate de vreme. Trecem în capitolul 8, unde spune Scriptura, în 23, la Sfântul Stăpânirilor, când păcătoșii vor fi într-o măsura de legiu, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Capitolul 11, citim de la versetul 36, împăratul va face ceva voi, voi ăștia tineri, o să mare lucru, eu nu fac povestii odată, dar voi o să prindeți, dacă nu și noi. Așa ceva, nu, împăratul va face ceva voi, se va înălța, se va stări mai presus de toți Dumnezeii, va spune cum ne-am auzit împotriva Dumnezeu, Dumnezeu și va propăși, până va trece mânia, că cei hotărâți se va împlini. Nu va ținea seama de nici Dumnezeu părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt, nu va ținea seama de niciun Dumnezeu. Și se va slăvi mai presus de toți. Și spune apoi, citesc de la versetul 45, își va întinde cortul împăratului între mare și muntele cel slăvit și sfânt, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. Dragii, această ultimă stăpânire care va veni pe pământ și va încerca cum este acum, cu sistem computerizat, cu control, cu vizualizare, cu cipare, cu nu știu ce a mai fi și când a fi, să
controleze absolut tot, să-l bată joc de Dumnezeu și de tot ce-i sfânt, cum spunește în capitolul 9, să se oprească jertfa necurmată, să fie închis tot. Și când va credea diavolul că este cel mai stăpânt pe situație, atunci va apărea pe porice lui Domnul Iisus Hristos. Slavă Lui Dumnezeu! Îl va nimici, nici pe la judecată nu mai trece striga pe Părinția 19, intră direct în iadul de foc și de bucioasă. Dacă, dragii mei, veți fi atunci să fiți martiri, hai ca să nu vă sperii tare, se pare că acum nu mai ne chinuie așa mult în plinia pe vremă, poate nu mai ne dă o pastură, ne pune pe un scaun electric sau nu știu ce ne mai face sau ne puște. Mai de mult îi schinjuia, cum se spune sperenia, că a fost pus despre Isaia, că a fost pus într-un copac, așa să fie strâns și tăiat în două cu fiul strâng. Poate aș citi despre torturi mai grele. Dar acum, la urmă, nu cumva cineva să se repede că oricum pe pământ de acum fericire, când va veni persecuția aceea, nu mai este. De acolo încolo e numai urgiile care vor veni în lumea că își vor pușca limbile de durere și vor fi zdrobiți plagă după plagă. Dar când vom vedea că se întâmplă așa ceva, atunci înseamnă că Domnul nostru este foarte, foarte aproape să vină. La mărit să fie numele Domnului. Când se va instaura această domnie de a terorii, atunci să nu ne temem. În Apocalipsa 13, ce se va întâmpla? Că cei scris va fi cu siguranță. 13 cu versetul 7. I s-a dat să facă război cu Sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă, peste orice neam și toți locuitorii Pământului se vor întâlni. Toți aceia care au numit n-a fost scris de la temerea lumii în cartea vieții mele care a fost rugheat. Cine are urechi să audă. Versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare, icoane fiare, ca icoana fiare să vorbească, să facă, să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoane fiare. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, și omul și om să plecească în soc de mâna de asta pe frunte și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde decât dacă are acel semn și dacă se închină. Dar, repet, vremea aceea va fi scurtă. Au fost alții care au suferit mai mult. Nu știu dacă ați citit cartea Mesagerul 55. Fratele Ivan Coronaev a venit în anul 1920 în Statele Unite, s-a întors în Rusia. Dumnezeu i-a spus să vină cu familie. În puțini ani de libertate, relativă că deja era comunism în Rusia, s-au înființat peste 1000 de biserici și Dumnezeu lucra cu semne și minuni. A fost apoi arestat și a executat peste 20 de ani de tisoare în Siberia. A fost eliberat doar pentru câteva luni mai trecut de vreme cu soția lui. A fost și ea arestat, a făcut și ea câțiva ani de tisoare, a fost eliberată și apoi ea s-a întors în America cu parte din copii. Și el în închisoare, după 20 de ani de închisoare, repet, a fost într-o zi rupt de câini. A fost trimis în afara zonei de protecție și acolo câinii săreau pe ei. Și te întreb, Doamne, după ce omul acesta a lăsat America în libertate, a venit și l-ai folosit pentru 10 de mii de credincioși. A fost nevoie să facă 20 de ani de închisoare, la urmă nu m-am mai făcut treaba, că e tot scurt. Și apoi și se poară într-un asemenea mod. Dar vă rog, gândiți-vă la un aspect. Când vor învia aceștia ceva? Dumnezeu le-a dat putere să arate. Dar când se vor împărți cu numele de slavă, cum se ne-a părut să 20 că au înviat cei ce nu s-au închinat fiare și cu anii și eu se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus, și-au împărățit cu Hristos ce va fi atât. Mamelor, unde sunteți, unde sunteți martirea pentru nașterile care le faceți. Unii vor fi plătiți și pentru puținea lor locală. Și dacă nu ne-a fost dat până acum să trecem prin prigoană, mulțumim Domnului pentru libertate. Amin.
Amin. Dar dacă ne fi, va fi dat să trecem, să fiți liniștiți, că Dumnezeu ne va întări și va fi cu noi. Domnul. Își va arăta puterea și slavă. Ne va întări, ne va da bucurie, ne va da harul său. Că vom simți durerile săptămânii, vom simți, cum vă spuneam, totul va fi scurt. Citeam despre martirul Timotei, anul 370, în Mauritania, soția lui Maura, la 3 săptămâni pe pământ a fost martirizat. Nu ne înțelegem pe toate acestea. Dar astea dovedește, că ziceam la început, atașamentul nostru față de Domnul Iisus Hristos. Suferințele acestea, spune Apostolul Pavel, nu sunt vrei să fie apuse alături de slava viitoare care are să fie descoperită. Dragii mei, deci să încercăm eu, împreună cu dumneavoastră, să înțelegem teoria asta a suferinței. De ce trebuie să suferim? De ce a suferit Hristosul? Nu știu dacă vom înțelege cât de bine, dar să fim gata să trăim pentru Domnul și Dumnezeu să ne dea har și să ne dea bucurie pe aici. A te lepăda în persecuție este o mare eroare să te duci până acolo și acolo să te duci. Să te repede în numele Domnului asemenea momente sau să rămâi credincios și tare în numele Domnului, slăvit să fie El. Vreau să zic că timpul acestui, dragii mei, citindu-vă din 1 Petru, capitolul 4, câteva cuvinte, vă rog să rețineți că această epistolă a fost scrisă la oameni care erau în persecuție. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 12. Și pe iubiților. Dar îngăduiți-mi de a citi să spun ceva. Vedeți acum a venit vremea asta cu vaccinul, cu certificat verde. Și nu fac precizări. Dar dacă, ascultați-mă, dacă cineva trece peste încredințarea lui, numai așa ca să nu-și piardă serviciul, deja ai pășit o pană foarte greșit. Asta dovedește o mare slăbiciune. Dacă cineva să spun că ar face un vaccin sau ar accepte ceva, el nu are altă încredințare. Dar să ai încredințare, să șoptească Duhul Sfânt, să nu faci ceva și tu să o faci ca să nu pierzi un favor, asta este un început foarte grav pentru ceea ce poate să urmeze de acum. Preaibiților, nu vă mirați de încercarea de foc în mijlocul vostru ca ceva care a venit peste voi ca să vă încerci, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Și ce a venit? Nu ceva ciudat. Din potrivă, bucurați-vă pentru cât aveți parte de patimile lui Hristos, sau să ne bucurăm. Ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bagubriți pentru numele Lui, că totul de la numele Lui, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Cum au putut martirii să suferi? Prezența divină a fost peste ei. Le-a dat cuvinte care se răspund în fața anchetatorilor și în momentele acelea au fost cele mai înălțătoare momente de unire cu Hristos. Unde mai departe aici, de la versetul 16, dimpotrivă, dacă suferi cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Doamne, ajută-ne! Amin! Este un har, vă spune și în Filipenul cu 29, să ai ocazia aceasta să suferi pentru ce ziceți? Pentru Domnul Iisus Hristos este o cinste că a suferit pentru noi? Are o onoare mai mare pentru că a suferit pentru noi? Cum spune Filipeni 2? Pentru că a suferit, este dat un nume mai presus de orice nume. Și dacă și noi vom suferi pentru El, vom primi slava Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru noi și noi, dacă va fi cazul, să murim pentru El. Amin. Să rămânem cu Domnul. A Lui să fim și să-i slujim pentru vecii vecilor. Dumnezeu să ne păzească, să ne dea îndurare, să ne dea har. Unii, dragii mei, vor fi luați înainte și pleacă liniștiți la Domnul. Știu că slumpa mea soție spunea, dragii oare, ce o să fac când vine persecuția? Apoi n-am știut atunci să-i spun, o să te odihnești de numai anul mort. Dar ce-am știut eu să-i spun? Apoi ce-o-i face eu? Nu știu ce-o-i face.
Dar dacă voi rămâne lângă Domnul, voi fi tare. Și așa și dumneavoastră, să nu spună vreo soră, păi eu ce o să fac, că mi-e frică și de un paian, de un șoarece. Auzi, Dumnezeu te va întări. Dacă vine Duhul Sfânt peste tine, vei fi o vitează. Nu te vei teme de nimic. O singură grijă să avem, să fim foarte, foarte uniți cu Domnul Iisus. Asta spunea Pavel în Filipeni 3. Vreau să mă unesc cu El și să pus părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca la înviere, să fiu pentru cei cinstiți că am suferit pentru numele Domnului. Nu vă gândiți la ce este când se moare. Gândiți-vă la momentul învierii și a prosperii, lăudat să fie numele Domnului. Să vă dea Domnul har și în libertate și în persecuție, dacă va fi cazul, și să aducă Domnul cât mai curând în Împărăția Lui. Amin. Să știți, frate și rog, că Domnul mai este. Vine Domnul nostru. Glorie să fie numele Lui. Amin. Amin.